Darius Vâlcov, considerat creierul măsurilor legislative importante din guvernarea PSD, printre care ordonanța de urgență 114 fiscală și legea salarizării, a demisionat din funcția de consilier al premierului pe probleme economice. El a luat această decizie în urma unei discuții cu primul ministru. Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Asta declara în urmă cu un an Viorica Dăncilă, însă șeful executivului a acceptat demisia acestuia. Darius Vâlcov a fost numit consilier al premierului Viorica Dăncilă în ianuarie 2018. Fost primar de Slatina și fost membru al PDL, Darius Vâlcov a trecut la PSD, de unde a fost adus ca ministru al finanțelor de către Victor Ponta. Vâlcov a avut însă o viață scurtă ca ministru, după ce au apărut câteva dosare de corupție și luare de mită, instrumentate de DNA.